Unitățile de învățământ vor putea primi sponsorizare atât de la părinți cât și de la alte societăți comerciale. Persoanele fizice își vor putea deduce sumele donate din impozitul pe venit. Aceste modificări vor schimba codul fiscal. Prima modificare se referă la cheltuielile de sponsorizare. Practic, contribuabilii care efectuează sponsorizări și sau acte de mecenat, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii scad sumele aferente din impozitul pe profit. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se raportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora. O altă completare este cea referitoare la deductibilitatea sponsorizărilor. Cheltuielile de sponsorizare și sau mecenat efectuate către unitățile furnizoare de educație, așa cum sunt definite în Legea Educației Naționale numărul 1 din 2012, sunt integral deductibile. Proiectul legislativ va fi dezbătut mai întâi la Senat, dar indiferent de votul din această cameră, pentru a fi adoptat, trebuie să treacă de votul plenului din Camera Deputaților.